Cei trei cetățeni de etnie romă din Craiova au vârste cuprinse între 31 și 61 de ani și sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Șavic, Lăcrămioara și Persida s-au deplasat în satul Sohodol din comuna Tismana și au acostat o bătrână de 82 de ani sub pretextul că vor să cumpere țuică. Femeia a primit în gospodărie și în timpul cât aceasta s-a dus după țuică, romii au furat din casă suma de 3.100 de lei. Bătrâna a sesizat că îi lipsesc banii și o rudă a acestea a anunțat imediat poliția. Cei trei suspecți au fost reținuți pe timp de 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de furt calificat și vor fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă. Cât riscă dacă vor fi găsiți? Pedeapsa prevăzută pentru astfel de fapte este închisoare de la 3 la 15 ani. Șavic, Lăcrămioara și Persida au fost reținuți aseară de polițiști pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Romii nu-și dau seama cum de-au ajuns tocmai ei în mâinile polițiștilor, susținând că sunt curați ca lacrima. Aveți vreo vină? Nu. Și de ce sunteți la poliție? Mami și eu. N-ați furat nimic? Nu. Ce-ați făcut? Ce-ați făcut? N-am făcut nimic. Ai înșelat-o pe femeia aia? Nu. I-ai furat banii? Nu. Dar de ce ești la poliție? Nu știu. Am venit singură la procuratură și aici m-a arestat. Păi de ce? Degeaba, fără să fiu vinovată. N-ați furat nimic? Nimic, nimic, nimic. N-ai înșelat-o pe femeia? Niciodată, n-am intrat în casa ei, n-am furat pe mine în viața mea. Nu am cazier, nu sunt recitivistă, n-am făcut nimic. Păi la poliție ce ți-au zis? M-a adus de la procuratură, arestat-o, i-am venit libere. Haideți. Singur am venit cu bărbatul meu. Haideți, intrați-am. Dacă știam că sunt vinovată, nu veneam.